Fosta mână dreaptă a lui Vladimir Putin și cel care a vrut să-l detroneze acum fix 2 luni a murit. Avionul în care se afla Evgeni Prigojin s-a prăbușit în timpul unui zbor de la Moscova la Sankt Petersburg. Mercenarii Wagner promit răzbunare pentru liderul lor și ar porni o revoltă. Ei se îndreaptă chiar acum din Belarus spre Rusia. Evgeni Prigojin se afla pe lista de pasageri a aeronavei Embraer care zbura pe ruta Moscova-Sankt Petersburg. La bord se aflau 10 persoane, inclusiv 3 membri ai echipajului. Alături de Prigojin era și secundul său la conducerea Wagner, Dmitri Utskin. Potrivit presei ruse, avionul a fost în aer mai puțin de jumătate de oră. A dispărut de pe radare deasupra regiunii Tver de lângă Moscova. Mai multe imagini postate pe rețelele sociale surprind momentul în care o rachetă Sol-Air lovește aeronava. Imediat iese fum, avionul devine de necontrolat, apoi intră în cădere liberă și explodează la impactul cu solul. Înainte de prăbușire, localnicii spun că au auzit 2 zgomote puternice. Câțiva chiar au mers chiar lângă epavă, însă nu au mai avut pe cine să salveze. Cadavrele au fost duse la un centru criminalistic din Tver. Investigatorii ruși l-au identificat pe Evgeni Prigojin după degetul lipsă la o mână. Cel de-al doilea lider Wagner, Dmitri Utskin, a fost identificat după înălțime și tatuaje. De asemenea, la locul prăbușirii avionului ar fi fost găsit telefonul lui Prigojin. Imediat au apărut ipoteze despre cine ar fi provocat accidentul aviatic. Sunt voci care susțin că racheta a fost lansată de apărare antiaeriană rusă. Alte surse spun că avionul ar fi explodat din cauza unei bombe aflate la bord. În tot acest timp, Vladimir Putin se afla la Kursk, la frontiera cu Ucraina, unde a susținut un discurs cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la bătălia din acest oraș, din cel de-al doilea război mondial. Ultima apariție publică a lui Prigojin a fost acum 2 zile, în Africa. Într-un video postat pe Telegram, acesta spune că vrea să facă Rusia și mai mare pe toate continentele. Coincidență sau nu, moartea sa vine la fix 2 luni după ce în iunie a pornit o revoltă eșuată împotriva comandanților militari ruși. Mercenarii Wagner au ocupat mai multe clădiri administrative din orașul Rostov pe Don și au cerut demisia ministrului apărării Sergei Șoigu. Totul a durat mai puțin de 24 de ore. Într-un final, Prigojin a renunțat la revoltă și a încheiat o înțelegere cu Kremlinul, mediată de președintele Lukashenko. Liderul Wagner a acceptat să fie exilat la Minsk. Cauza accidentului rămâne deocamdată neclară, însă circumstanțele prăbușirii avionului alimentează speculațiile că Putin ar fi ordonat moartea liderului Wagner. De altfel, președintele rus a mai fost suspectat că și-a asasinat rivalii. O altă ipoteză susține să că Prigojin și-ar fi inscenat moartea și că de fapt nu se afla în avion. Acum mercenarii rămași fără lider vor să pornească o revoltă. Ucrainenii anunță că sunt deja în drum spre Rusia, însă oficialii ruși neagă toate aceste informații. Noi imagini din satelit arată însă că trupele Wagner și-au strâns tabăra din Belarus. Идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации, мы скажем одно. Мы уже стартуем. Ждите нас. Лидерului Wagner nu era frică de moarte. În urmă, cu ceva vreme, vorbea cu Dmitri Utskin, secundul său, despre sfârșitul inevitabil. Отношение к смерти. Все-таки циничного отношения, да? Вот вы так. Наверное, да? Смерть – это не конец, это всего лишь начало чего-то другого. Да. Мы все попадем в ад, но в аду мы будем... Абсолютно. Imediat după prăbușirea avionului, pe internet a apărut și un scurt interviu din 2018 al lui Vladimir Putin. Mi-ai prășit? Da. Nu, nu, nu. A ce nu e posibil? Predatorstvo.